După câteva zile în care cadrele didactice de la școala gimnazială Ecaterina Teodoroi din Târgu Jiu au protestat, astăzi reprezentanții inspectoratului școlar au mers să discute cu protestatarii. După o oră de discuții, inspectorii au asigurat cadrele didactice că nu se pune problema restrângerii activității la această unitate de învățământ, iar școala numărul 7 va fi în continuare structură a școlii gimnaziale Ecaterina Teodoroiu. Școala numărul 7 are 150 de elevi, numărul minim pentru a-și păstra personalitatea juridică fiind de 300. Nu există niciun fel de pericol. Vor funcționa cum funcționează și astăzi și mâine, așa vor funcționa și la anul. Atunci de ce s-a ajuns în situația asta? Mă gândesc că unde nu e foc, nu iasă fum. Din punctul meu de vedere, situația conflictului este unul absolut artificial. Liderul de sindicat de la școala gimnazială, Ecaterina Teodoroi din Târgu Jiu, Lia Zamfir, nu este însă mulțumită de felul în care a decurs întâlnirea, deoarece totul s-a rezumat la promisiuni. Cei de la școala 7 au declarat verbal, nimic scris, că în cazul în care școala 7 va rezolva să părăsească școala 2 sau ducă în altă parte, dumnealor de bunăvoie intră în restrângere și își urmează școala. Deci totul este verbal. Se pare că nu se dorește ca această școală să mai rămână ca școală de sine stătătoare. Deci protestele încetează. Încetează. Cadrele didactice au renunțat momentan la proteste. Noi, ca de la școala 7, am luat hotărârea în Consiliul Profesoral ca învățătorii să nu ceară niciodată posturile de la școala 2. Deci dacă rămânem în restrângere, noi vom fi primii care ne vom rezolva problemele. Oamenii își vor impune punctul de vedere, la fel și noi. Nu vrem ca să fim comasați cu școala generală numărul 7. Nu dorim acest lucru. Profesorii și învățătorii de la școala numărul 7 speră să nu se ajungă în cele din urmă la o restrângere de activitate. S-a ajuns la o concluzie, la o înțelegere? S-a ajuns la o înțelegere. Și la promisiuni. S-au făcut promisiuni. Ce fel de promisiuni? Că ne vom păstra locurile de muncă. Inspectoratul a luat o decizie? Da, Consiliul Local și Inspectoratul a luat o decizie ca școala 7 să rămâie structura școlii 2. Școala 7 nu mai există. Cadrele didactice cred că de vină pentru situația creată sunt reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj.